dragilor, bine ați venit sau revenit la un nou videoclip pe acest canal. Pentru astăzi avem update 5 pentru proiectul 22 în 2022. Ne apropiem de final, așa că da, asta este ultim, acesta de fapt este ultimul update în care voi mai introduce produse noi, apoi nu pentru că urmează finalul și da. Așa că haideți să vedem cum a stat treaba, dacă am terminat ceva, dacă mi-am îndeplinit scopuri pe aici, Uh, vorbesc mult deja, hai să vedem. Primul produs, baza iluminatoare de la Ilamask, nu am folosit-o deloc în cadrul acestui proiect, nu am început-o pentru că nu am reușit să le termin pe celelalte introduse deja, așa că nu știu ce să vă spun despre ea, absolut nimic nu știu. Uh, merge alături de mine în continuare, până când, nu știu. Următorul produs este fondul de ten Cașan de la Jordani Gold l-am folosit de 3 ori în ultima perioadă dintr-un total de 8 utilizări și sincer cred că nu mai este mult în el pentru că ultima dată m-am cam chinuit așa să scot produs, așa că rămâne de văzut, poate totuși îl termin până la sfârșitul anului. Este un produs bun, îmi place, puțin cam deschisă nuanța pentru mine, dar acum că vine frigul și bronzul se duce o să fie mult mai ok. Mai departe, fardul de la The Balm, nici pe el nu l-am folosit deloc în ultima perioadă, de fapt în ultima perioadă, de când l-am introdus în proiect, de când l-am, nu l-am folosit deloc, nu știu absolut nimic despre el, nu știu de ce, dar nu tin mâna după el, deși mi se pare o culoare frumoasă și fardurile de la Dobal m-am auzit că sunt bune, dar na. Trecem mai departe, paleta de la Douglas, pe care în ultima perioadă nu am folosit-o deloc, dar în tot acest timp, adică în din ianuarie și până acum, am folosit-o de două ori. Este o paletă frumoasă, doar că întind mâna după cea de la Oriflame, îmi place mult mai mult aceea, mi se potrivește foarte bine și pe restul le cam abandonez. Deci, da, mai departe, crema de față de la Neobai am folosit-o în ultima perioadă de 70 de ori dintr-un total de 107 și s-a terminat. Nu prea mi-a plăcut această cremă, nu este nici de cum lejeră, efectiv nu intră în piele, e ca și cum te-ai dat cu vazelină pe față. Așa că eu nu aș mai cumpăra această cremă vreodată, deși nu am cumpărat-o, am primit-o în cadrul unei subscripții. Spreiul de corp cu vanilie de la Avon. L-am folosit de 18 ori, dintr-un total de 18 pentru că abia ce l-am introdus. Scopul că el este să-l termin și îl voi termina pentru că este un produs pe care îl folosesc. Așa că, da, miroase bine, a vanilie. Nu știu dacă persistă pe corp pe piele că nu l-am folosit pentru așa ceva, dar pentru dat pe lingerie și uh, prin cameră e perfect și mi-a plăcut. Crema de corp de la Bubble Tea. Am folosit-o de 9 ori dintr-un total de 9 și s-a terminat. O cremă extraordinar de faină, miroase foarte bine, intră foarte repede în piele, nici numai cuvinte de laudă. Singurul minus pe care l-aș putea spune este că ambalajul arată ca și când ar fi imensă crema, dar de fapt are doar 50 de ml și s-a terminat repejor. Eu când am văzut -o, am zis, că asta e mare, dar nu. Cumva m-a păcălit ambalajul, da. despre ea n-am nimic rău de spus, e genială. Serum pentru ochi de la Kiwi l-am folosit de 22 de ori dintr-un total de 22 și s-a terminat. Uh, nu pot spune că m-am încântat, așa că l-am folosit, că l-am avut și pe față și la ochi și peste tot și s-a terminat. Mini parfum Jordani Gold Essenza l-am folosit de 4 ori dintr-un total de 4. Este un parfum pe care l-am redescoperit. Într-o perioadă mi-a plăcut foarte mult atunci când s-a lansat, apoi cumva parcă nu era pentru mine. Acum l-am redescoperit și m-am reîndrăgostit. Fard Stick Flashy Rose de la Oriflame l-am folosit o dată dintr-un total de o dată pentru că nu mai ce l-am introdus. Mie îmi plac aceste farduri, mai ales această nuanță mi se potrivește, îmi place maxim, așa că am să-l folosesc cu drag și în continuare. Pentru că am scos trei produse, am să introduc altele trei și am decis să introduc crema sorbet de la Codali. Scopul este să o termin bineînțeles. Nu știu cum e, urmează să o încep și să văd cum se prezintă. Al doilea produs pe care doresc să-l introduc este parfumul de la Lidl Suddenly Essence d'Amour. Este o clonă după Amour Amour de la Cașarel și scopul este să-l folosesc de 10 ori. Sigur voi reuși pentru că îmi place cum miroase acest parfum. Cumva mă reprezintă mirosul. Ultimul produs pe care îl mai introduc este crema energizantă de la Ana Iache și cu ea scopul este să o termin. Nu știu cum e, dar o am de ceva vreme și trebuie să o folosesc să o termin. Bun, și asta a fost tot ce am reușit să realizez. Am scos trei produse pe care le-am înlocuit. Îmi doresc ca până la finalul anului să mai scap de încă patru produse, măcar 4. Acum vedem ce se va întâmpla. Eu vă mulțumesc de vizualizare. Nu uitați să vă abonați dacă vă place ceea ce postez. Să-mi lăsați comentarii cu gândurile voastre, ideile voastre și orice altceva. Și să dați un like dacă v-a plăcut, bineînțeles. Așa că eu vă pup, vă doresc o săptămână frumoasă. Pa, pa!